Cei care s-au născut în Zodialeului vor avea între 10 și 11 decembrie o perioadă mai puțin plăcută din punct de vedere organic. Disfuncții particulare în funcție de vârstă și tablou clinic al fiecăruia care îi vor enerva, îi vor amărâ, îi vor pune în situația de a se opri de multe ori din activitățile curente pentru a se odihni sau pentru a se îngriji de respectiva motivație fiziologică care le creează neplăceri. Din o altă perspectivă însă, avem de-a face cu o schimbare de registru. Ea va fi generată de intrarea planetei Venus în Zodia Capricornului în ziua de 10 decembrie, adică în casa a șasea. Din punctul de vedere al sănătății, ea va crea două premize și anume rezistență organică, poate chiar și rezistență psihică, capacitate de a înfrunta cu tărie de caracter, cu bărbăție, cu voință, cu putere interioară, o serie de secvențe care nu sunt comode. Durere, anchiloze, indispoziții organice care îi obligă să încetinească ritmul de muncă sau de activitate curentă, tocmai pentru a-și conserva energia și forțele și pentru a permite organismului să se refacă. Dintr-o altă perspectivă însă, planeta Venus, în tranzit prin aceeași casa a -șa șasea, va avea o altă vocație și o altă valoare, pentru că ea va reprezenta un factor de consolidare și de stabilizare la locul de muncă sau a locului de muncă, Planeta Venus poate să le dea celor care au trecut prin momente mai puțin plăcute, spaima că își pierd locul de muncă, că vor urma restructurări, că le va fi afectată salarizarea, le va da, cum spuneam, siguranța că ceea ce au acum reprezintă un factor de stabilitate și nu unul de dezechilibru. Pentru alte persoane poate să apară chiar o schimbare în bine. Nu știu în ce măsură își schimbă locul de muncă, sau, de exemplu, cei care nu au plasament să primească acum o ofertă, dar există o reală șansă de echilibrare, ori de compensare a unor neajunsuri. În curând, Planetei Venus se va alătura și Soarele, și atunci, forța acestei planete va fi mai mare decât este în răstimpul pe care îl analizăm noi, adică între 10 și 16 decembrie. De aceea sunt rezervată sau ponderată în entuziasmul meu cu privire la tranzitul acestei planete prin Casa a 6. El este bun, este favorabil, dar nu este factotum. S-ar putea să fie mult mai intens și mai eficient și, evident, mai vizibil după 21 Decembrie când soarele se va afla și el în Capricorn și lucrurile vor căpăta o altă relevanță. Între 12 și 14 decembrie dimineața luna se va afla în tranzit prin zodia Leului, se va afla în casa întâi a celor care s-au născut în semnul zodiacal despre care vorbim acum. Le va da energie, curaj, bărbăție le va da optimism, le va da combativitate și prin asta și foarte multă eficiență. Sigur că se va reface celebra cruce fixă unde pe fiecare braț al ei se vor afla planete. Prin asta se vor realiza și patru quadraturi și mai multe rânduri de opoziții. Nu va fi un context ușor din punct de vedere Partenerial și din punctul de vedere al carierei, mai ales pentru cei care au funcții, se reface acel prag care se repetă de la începutul anului 2022, cu consecvență. Cel puțin odată pe lună se reconstituie acest contur astral la care contribuie Uranus, Saturn, sunt nodurile lunare și câte ori ori. Trece și luna pe acolo, sigur că va crea această conjunctură disonantă. Ea nu va dura mai mult de două zile și jumătate, poate însă să genereze niște tensiuni în plan partenerial, între soți, între parteneri, între străini, aflați în diferite relații și posturi de colaborare, de relații contractuale sau de relații procesuale. Și, într-o astfel de situație, cei născuți în leului vor fi destul de vehemenți, vor fi categorici, nu au chef de discuții, de glumă, de amânări, de tertipuri, și nici de mici viclenii sau șmecherii care oricum nu le sunt structurale, nu le sunt caracteristice. Iar dacă le sesizează la partener, îl vor pune pe acela la punct rapid și fără niciun fel de echivoc sau de ezitare. Între 14 decembrie, după ora 10 dimineața, și 16 decembrie, mecanisme financiare care presupun cheltuieli curente. Pentru unii, poate fi vorba și de un avantaj. Acest avantaj care rezultă din efectul planetei Jupiter în tranzit prin Casa 8 -a, începe să se subțieze, se apropie de sfârșit. După cum bine știți, Jupiter va pleca pe. 20, 21 decembrie, definitiv. Și din zodia peștilor și din casa 8 se va întoarce peste 12 ani, dar nu disperați dacă lucrurile încă nu s-au produs așa într-o dimensiune vizibil benefică. Chiar dacă e pe ultimul segment, Jupiter mai poate repara ceva, varianta bună poate consolida o situație care pentru o perioadă să nu se deterioreze. Pe de altă parte, atrag atenția asupra faptului că relațiile bazate pe emoții, sentimente și atracții încep să fie mai calme, mai calde, mai firești și mai puțin convulsive. Contrastul neplăcut între Soare și Marte pe direcția săgetător gemeni se risipește. Și ce a fost atunci motiv de nemulțumire, de contrarietate, de ambiție, de manifestare exacerbată a personalității, începe să nu mai funcționeze, lucrurile merg spre normal, spre atenuare, spre împăcare. Iar tot ceea ce a dat peste cap Marte, a răsturnat sau a pus în criză începe să se reconfigureze și să se reconstruiască. Poate partea cea bună din această încercare este lecția de viață. Au văzut calitățile partenerului, s-au identificat și pe ei ce pot să facă în momente de stres afectiv, ce sunt în stare până unde pot să meargă cu supărarea, cât pot să și țină firea. Și lucru cel mai important, poate că încep să cântărească Altfel, valoarea relației în care sunt implicați.